Elevele lui Miroslav Popov au capotat și pe teren propriu în fața rădencelor de la Icim, după eșecul înregistrat în prima partidă a finalei mici jucată în orașul de pe Mureș. Partida de la Alba Iulia a fost una fără istoric, fără McFarland și Huster, deja cu gândul la SUA, dar și fără UUU, accidentată, universitarele au fost pradă ușoară pentru vizitatoare, care și-au asigurat încă de la pauză un avantaj decisiv. Scor final 74-62 pentru arădence, pe seturi 24-19, 28-10, 11-15, 11-18. După acest eșec, CSU Alba Iulia termină sezonul competițional pe locul 4 în Liga Națională de Basket Feminin. În finala mare, Sepsi Sfântul Gheorghe conduce cu 2-0 CSM Târgoviște și este foarte aproape de câștigarea titlului de campioană națională.